Viața cotidiană în tranșeele Marelui Război este o expoziție care aduce în atenția publicului imagini și informații inedite despre activitatea ostașilor români în primul război mondial. Cu ocazia sărbătoririi armatei române, mai multe fotografii au fost expuse în aer liber pentru a putea fi admirate de numeroși turiști veniți din Câmpul Lung, dar și din orașele și județele vecine. Am încercat prin imagini și prin um, informații inedite legate de alimentația soldaților, de locuințele în care dormeau ei, de timpul lor liber, de sănătate, boală, muncă și timpul liber. Um, și am încercat prin, aceast, prin acest proiect să trasăm în linii mari, să conturăm un tablou mai puțin cunoscut și cercetat din prima conflagrație mondială și anume viața cotidiană în Marele Război. O să vedeți că avem nouă panouri Forex în care sunt prezentate mai multe fotografii și informații documentate în arhivele militare. O să vedeți ce mâncau soldații români în primul război mondial, o să vedeți cum își petreceau ei timpul liber, și anume prin jocuri, prin dansuri, prin muzică, majoritatea cântau, dansau, scriau, expediau cărți poștale, redactau scrisori și așa mai departe. Organizatorii se așteaptă ca vizitatorii care le vor trece pragul să depășească o de persoane. Programul de vizitare este de marți până duminică, inclusiv, între 9 și 17, iar sâmbăta de la ora 9 până la 16.